Dăm drumul, lecția de astăzi încă nu e prelucrată, probabil că la noapte va fi gata și va mai lua, până, va mai lua ceva timp până când va fi pusă pe platforma asta, ca să știți ca idee. Bun, articolul 1. Pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică, bla bla bla, da, o citiți și voi de aici, cetățenii sunt obligați să aibă un comportament civic, moral și responsabil și în spiritul legilor și al normelor de conviețuire socială, da? Acest articol este unul, așa, general, nu înseamnă, adică nu, nu va duce mare informație, da? Ei, începem să vedem, să definim contravențiile. Considere contravenție, săvârșirea oricăria dintre următoarele fapte, da? Dacă nu sunt comise în așa fel încât să poată să fie considerate fapte penale, da? Infracțiuni. Săvârșirea în public de acte, gesturi obscene. Orice act, orice gest obscen, da, este o uh, con, uh, contravenție, da? Proferarea de injurii, expresii jignitoare, vulgare, amenințări cu acte de violență potriva persoanelor sau bunurilor acestora. Deci în momentul în care, nu știu, uh, cineva te înjură pe stradă, da? Sau cineva îți arată tot felul de semne ale fericirii. În momentul în care cineva... Te amenință, da? Bă, vin la tine și te bat, da? Chiorpecule, da? Idiotule. Bun. Deja a comis mai multe uh, contravenții, da? Uh, alte fapte, da? De natură să tulbure liniștea sau ordinea publică, să provoace indignare și să le, sau să lezeze demnitatea unor persoane, da? și onoarea, bineînțeles. Acum, în legătură cu acest aspect, cu indignarea, știți de așa zisul act artistic prin care au pus niște, din ăștia, niște așa zis artiști, au pus prin Timișoara, da? niște sicrie, spre exemplu, cu niște cu niște chestii, în fine, cu niște, uh, cum să numesc ăștia, uh, manechini, da? Ei, asta e, nu e o chestie ce ține de artă și au primit amendă, bineînțeles, da? pe bună dreptate. De ce? Pentru că au, promovat, au provocat pardon, indignarea cetățenilor. Da? Nu poți să numești la art artistic da? sau tu poți să-l numești cum vrei tu, e problema ta, dar asta nu înseamnă că nu ești pedepsit de uh, lege. Bun. Atenție! Săvârșirea în public de. Da? Deci e important că lucrurile acestea se petrec în public. Constituirea unui grup format din cel puțin trei persoane, da? În scopul de a săvârși diverse acțiuni, da? Ilicite. Ilicit ce înseamnă? Acțiune ilicită. Licit, legal. Deci ilicit ce înseamnă? Da, ilegal. Ilegal. No. Exact. Da? Bun. Actele de încurajare sau de sprijinire sub orice formă a acestor grupuri de persoane care incită la dezordine socială, iarăși constituie, da, un, o, o contravenție, da? Apelarea în mod repetat la mila publicului, da? Faptul că odată nu știu, poate că ți-ai pierdut Cheile, într-adevăr, și vrei să ajungi acasă, sau, mă rog, ți-ai pierdut portofelul, nu cheile, ți-ai pierdut portofelul, și zici, domnule, na mă puteți ajuta cu 20 de lei să ajung până acasă, că nu mai am niciun act, nu mai am nimic. Da? Bun, odată se poate, dar în momentul în care se întâmplă chestia asta repetat, deja înseamnă că este o acțiune intenționată, da? Și atunci când apelezi în mod repetat la mila publicului, da? Sau determine o persoană să facă acest lucru iarăși este o contravenție. Bun. Mai departe. Aruncarea asupra unei persoane, unei construcții, unui uh, mijloc de transport de obiecte de orice fel, da? Sau cu substanțe inflamante, iritante, cu efect paralizant, cu efect lacrimogen, da? Sau care murdăresc, pur și simplu. Dacă nu s-au produs vătămări ale integrității persoanei sau pagube materiale, da? De ce? Pentru că dacă s-au produs vătămări ale integrității corporale, ale sănătății sau uh, pagube materiale, ce se întâmplă? Care e situația? Da. Sunt total neplăcute aceste uh, momente de de liniște, pentru că practic încerc să discut cu voi și voi nu vreți să discutați cu mine. Da? Deci. Da, aruncarea de substanțe, tra la la. Da? Astea sunt contravenții. Dar, de ce spune că dacă nu s-au produs vătămări ale integrității, atunci nu mai sunt contravenții? Dar ce sunt? Exact, sunt infracțiuni. Este infracțiunea de vătămare corporală, da? Sau infracțiunea de distrugere. Ați înțeles? Și devine penal? Și devine penal. Când spun infracțiune, deci infracțiune este sinonim cu penal. Da? Deci, evident, de la sine înțeles că este de domeniul penalului, da? De aceea spune că dacă nu s-au produs vătămări, pentru că, vedeți, legile spun mereu. Cam același lucru din punctul ăsta de vedere. Spun că sunt uh, contravenții, da, da, da. Dacă nu se constituie, știți foarte bine, elementele unei infracțiuni. Da, adică dacă nu cumva este ceva mai mult decât atât. Contravenția este, cum să spun, minimum de gravitate care se află în spatele acestor uh, acțiuni, bine? Bun. Organizarea, îngăduirea sau participarea la jocuri de noroc. Da? Deci, vedeți că, spre exemplu, dacă eu uh, organizez bă, la mine acasă, dau o petrecere, și la un moment dat încep oamenii să joace poker pe. Uh, da, sau ruletă pe bani. La mine acasă, dar eu nu particip, da? eu i-am invitat la ziua mea, n-am organizat uh, seara de. Da? Eu sunt pasibil de. Adică eu comit o contravenție sau nu? Da? da? De ce da? Pentru că nu interzic. Treaba asta la tine acasă. Păi dar de ce să interzic? Oamenii vin acasă să se simtă bine la mine acasă. Care treaba? Eu nu particip la ea. Da, dar să Exact! Foarte bine, da? Deci vedeți cât de importante sunt cuvintele într-o lege, da? Faptul că eu îngădui, deja intru sub incidența acestui uh, articol, da? Altele decât cele autorizate potrivit legii. Adică dacă eu mă duc să joc la ruletă, la uh, un din ăsta, de, sau mă duc la păcănele, da? Undeva unde este special amenajat, da? Și este o unitate autorizată, este în regulă, da? atragerea de persoane sub orice formă, da? în local, în parcuri, în fine, peste tot, da? atragerea de persoane, indiferent unde le atragem, în vederea practicării de raporturi sexuale, da? pe bani, spre a obține foloase materiale, da? sau îndemnul și determinarea, sau determinarea acestor, acestor lucruri, da? deci îndemnăm pe alții să facă chestia asta, este o Infract... o contravenție, îmi cer scuze, da? Deci este o contravenție. Bun. Deci fetele acelea care stau pe, pe traseu comit ce anume? Contravenții, da? În fine. Bun. Acceptarea sau tolerarea practicării faptelor prevăzute la punctul 6, adică aici, da? În diverse locuri moteluri, hoteluri, orice alt, da? orice alt spațiu, da? ce este? Este la fel infracțiune. Contravenție. E, cum, contravenție. scuze, nu știu ce am cu infracțiune în seara asta, dar în fine. Dar, deci este la fel contravenție. Practic nu ai voie nici să practici prostituția, da? nici să facilitezi prostituția, nici să îndemn pe cineva să se prostitueze, pentru că toate aceste lucruri constituie contravenții. Foarte bine. Bun, comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, da? a arbaletelor, arcurilor pentru pescuit, pentru vânătoare, da? în alte locuri decât în magazine specializate, da? în magazine autorizate, constituie infracțiune. Ei, băi, constituie contravenție. Nu știu ce am eu cu infracțiunea în seara asta. Trag spre codul penal, așa. Da. Bun. Uh. Ideea este că, spre exemplu, eu am văzut arcuri la Decathlon. Nu cumva ei sunt în afara legii? Haideți să vedem. Sunt sau nu în afara legii? Sunt în afara. Nu, sunt aprobate. Sunt legale. Deci, bun. În primul rând, e posibil să fie legale, să fie autorizate. Dar, ideea care este? Ideea este că eu am văzut arcuri da, care nu sunt pentru tir sau pentru pescuit sau pentru vânătoare. Sunt pentru amuzament. Îmi pun în fundul curții da, și trag cu arcul și cu săgețile. Nu numai, depinde destinația lor. Pentru că au anumite caracteristici tehnice. Da? Viteză, precizie, da? Forță de lovire și așa mai departe. Iar dacă ele sunt sub un anumită, o anumită limită, da? Nu sunt pentru tir, pentru pescuit, pentru vânătoare. Ce înseamnă pentru pescuit? Înseamnă că eu mă duc și pescuiesc și trag în, nu știu, un trunsom sau așa, trag cu arbaleta sau cu arcul. Da? Deci fac pescuit, practic. Da? doar că într-o altă formă, nu cea clasică. Sau merg la vânătoare și vreau să ucid cerbu. Dacă eu pot să ucid un pește mare da? sau pot să ucid un animal, da? asta înseamnă că de fapt este o armă de care? O armă letală. letală. Da? Exact. Și atunci ăsta e motivul pentru care nu pot. A, că mă duc la Decathlon sau mă duc la nu știu ce magazin de la chinezi și mi-au un arc din ăla cu ventuză sau un arc, chiar dacă e un arc cu un pic de, de vârf, da? Dar nu are foarte multă putere și trebuie să trag de la 5 metri maxim la o țintă. Asta nu este o contravenție. Bun. Vânzarea armelor, adică a tuturor acestor categorii despre care am discutat, persoanelor care nu au împlinit 18 ani. Deci nu avem voie să dăm să vindem unor persoane care nu au împlinit 18 ani. Pe de altă parte, cei care au săvârșit, au 18 ani, dar au săvârșit acte de violență, care sunt menționate în cazier, da? nu avem voie să vindem lor. Chiar dacă au 18 ani. Celor care suferă de boli neuropsihice, da? practic și care sunt menționate în certificatul de sănătate, da. Iarăși, nu avem voie. O să vedem că, în momentul în care discutăm despre vânzarea acestor tipuri de arme, da, există niște lucruri pe care vânzătorul trebuie să le facă și trebuie să le consemneze. O să vedem imediat. Până aici, ați înțeles? Da. Bun. Mai departe. Menținerea evidenței de către magazine autorizate a cumpărătorilor, armelor prevăzute la punctul 8, da, în se face în da? registre speciale care sunt vizate de organele de poliție, adică să, cum să spun, să corespundă adevărului și să nu apară, nu știu, erori, să nu apară, să nu dispară dată de acolo și așa mai departe, da? Bun. Adică eu fac chestia asta, dar după ce a plecat omul de la mine, rup foaia și am făcut dispărut, da? Practic asta este o contravenție dacă fac chestia asta, da? sau poate chiar mai mult decât atât. Bun, ei, și aici vor fi menționate datele de stare civilă, dacă e căsătorit, dacă nu e căsătorit, domiciliul, seria și numărul actului de identitate a celui care cumpără, numărul cazierului judiciar, numărul certificatului de sănătate neuropsihică, deci el trebuie să se ducă, înainte să vină la tine, trebuie să se ducă la uh, policlinica de pe teritoriul... Uh, respectiv, da? Adică dacă e ora, într-un oraș de pe, din orașul respectiv, da? Ok. Și caracteristicile armei vândute. De ce? Pentru că în momentul în care se vinde o armă de genul ăsta, în eventualitatea unei infracțiuni care a folosit o armă, în care s-a folosit o armă de genul ăla, să poată să fie făcute verificări de către poliție și identificat făptașul, da? Ăsta este uh, scopul principal da? al acestui uh, registru și a acestei modalități de a ține evidența. Da? Deci, nu o facem oricum. Dacă cumpărătorul este titularul unui permis de armă, da? este scutit de ce? De obligația de a prezenta cazierul judiciar și certificatul de sănătate. De ce? De ce e chestia asta? De ce e această facilitate? Nu e legea pentru toți? Perfect, bravo. Foarte bine, da? Deci, practic, ar fi o... Cum să spun, ei cere omului de două ori același document, da? Și atunci nu e cazul. Dacă cumpărătorul este titularul unui permis de conducere, acesta este obligat să prezinte doar cazierul, da? De certificatul de sănătate neuropsihică nu. Oare de ce? Din același motiv ca mai sus, da? Pentru că dacă ai un permis de conducere, se presupune că și ai dreptul de a conduce, se presupune că ești sănătos mental. Corect? Da, dar testarea psihologică nu ar trebui să fie diferită de, de la de conducere, e mai complex. Uh, Da, ar trebui, și ar trebui să fie pe bune, în primul rând, acum, dacă discutăm între noi. Ah. da, Că, din păcate, nu sunt pe bune în multe situații de genul ăsta. Dar da, uite, este o chestie care n a fost surprinsă de, de lege și eu îți dau dreptate. Mi se pare corect abordarea ta. Foarte bine. Da, inclusiv eu. <laughs> da, acum dacă stăm să ne uităm pe să observăm doar pe pe străzi ce se întâmplă, eu am cameră de bord și uh, efectiv mă îngrozesc la, cum să spun, când mă gândesc la câte uh, tembelisme am uh, înregistrat pe, în camera respectivă. Am zis la un moment dat că le public, da, E complicat cu bluratul și n-are rost și oricum n-am timp. Da? Dar merita făcuți de râs unii oameni de genul ăsta. Da? Dar nu ai voie să faci chestia asta. Trebuie să blurezi, doar expui publicului uh, o întâmplare. Da? Nu uh, poți să expui lui public uh, pe cineva, da? identificabil, spre exemplu, printr-un uh, număr de matriculare. Revenind, alarmarea publicului a organelor specializate, a organelor de menținere a ordinii publice cum? Prin darea semnalelor de pericol. Au! Mă doare, mă nu știu ce, sare pe mine, săriți, mă furăm, nu știu ce, da? Prin solicitarea intervenției. 112. Da? Ce uh, urgență aveți? Apoi, nu știu, nu am nicio urgență. Doar am sunat că vreau să văd în cât timp îmi răspundeți. Da? acum a fost la un moment dat, nu las ați fierbinți, da? Bun. Deci, fără motiv întemeiat, toate aceste lucruri constituie evident infracțiune. Da, deci nu pot să mă joc de a. Da, te rog. Contravenție, Contravenție. îți mulțumesc mult. Acum, voi știți că în momentul în care auziți de la mine infracțiunea în seara asta, e contravenție, de fapt. Da, 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 o punem aici, o erată. Bun. Ok. Întreruperea curentului electric sau stingerea luminii, da, iluminatului public. Pe străzi, în parcuri, în săli, da? în alte locuri publice, în orice loc public, de fapt, este contravenție. Da? Deci, în orice situație, în orice caz, este contravenție, corect? Da. Nu, nu e corect. Vedeți? V-am prins că nu sunteți atenți. Ce zice aici? Zice fără drept. Da? Păi nea Ilie care lucrează la iluminatul public și stinge lumina dimineața, da? Comite o uh, contravenție? Nu. Nu, intre în atribuțiunile de serviciu, da? Deci are drept. Deci toate aceste chestii fără drept. Dacă pe mine, spre exemplu, mă enervează că îmi bate lumina, da? De pe stradă îmi bate în, în casă, îmi bate în dormitor și nu, efectiv, nu pot să dorm. Da? Și atunci ce fac? Iau și pș, trag un... Cu un uh, bolovan, uh, sparg becul. Da? Este o contravenție? Așa, da. Bineînțeles că este o contravenție, da? Pentru că nu am drept. Deci, vedeți cât de importante sunt cuvintele? Vedeți de ce am pus anumite cuvinte, le am pus așa, cu roșu, cu roșu, că sunt importante, iar aici, ca să fie o diferență, da? Cromatică, să vedeți, să, uh, cum să spun, să iasă în evidență faptul că este fără drept. Dacă e cu drept, atunci e ok. Bun, pătrunderea cu încălcarea normelor legale da, de acces în sediile autorităților publice, centrale și locale, instituțiilor, da, le citiți voi aici, da, partidelor, organizațiilor no guvernamentale, ambasadelor și reprezentantelor celor statelor, da, precum și ocuparea fără drept a terenurilor, da, aparținând ambasadelor și reprezentantelor celor altor state, da, sau refuzul de a le părăsi la cererea organelor de ordine, stimate domn, nu aveți voie, vă rog frumos, părăsiți zona, da? Ok. Și tu nu percutezi, zici, lasă-vă, -mă, mă, că ce? -s? E, da, ce? E sediu primărie. E sediu primărie este bun. E, da, eu sunt cetățean, sunt contribuabil, deci am și eu un loc aici. Pot să fac chestia asta. Da? Nu. Deci dacă, se, spre exemplu, nu, în primărie n-am dat cel mai bun exemplu, da? vorbim, spre exemplu, despre o instanță. Da? Mă duc o, la, la o instanță și nu mă supun deci, normelor legale de acces. Da? Legea spune că trebuie să te supui unui control da, în momentul în care să nu ai diverse arme și așa mai departe. Da? Ori, dacă eu nu mă supun acestui control, nu îndeplinesc, încalc normele legale de acces. Bun, ați înțeles chestiunea asta? Bun, mai departe. Scrierea sau desenarea pe pereții clădirilor, pe mașini, pe garduri, pe orice, da? Fără drept. Deteriorarea, prin orice mijloace, da? A acestor pereți, clădiri și așa mai departe, garduri, da? Deci faptul că eu pun uh, uh, Gigi plus Mița egal uh, love, da? Pe un gard al primăriei, al unei școli și așa mai departe, este o contravenție. Dacă mă, vi, mă vede un din ăsta un uh, jandarm, da? Poate să-mi dea amendă și o, cum să spun, o face în mod uh, legal. Dar, dacă, spre exemplu, un jandarm vine la mine și îmi spune uh, stimate domn, nu aveți voie să, uh, nu știu, să... Eu făceam un graffiti pe uh, un perete al uh, unui liceu. Da? Că probabil că ați mai văzut că mai sunt grafitiuri de genul ăsta. Da? Și zice, domnule, n-aveți voie, pac, vine pornit omul, actele la control, da, să mă identifice, să-mi amendă. Care este greșeala pe care o face acest jandarm? Nu a făcut o avertizare în prealabil. Nu scrie. Unde scrie că fac o avertizare în prealabil? Că nu mă bate, nu, nu, dar este violent cu mine. Da, asta are de Da, în fine, nu neapărat. Cu o sancțiune, nu contează. Nu, poți să spui că nu e amende, poți să spui că este un avertisment, să zicem. Da? Și îmi zice, băi, ia-ți, Da? Sculele și pleacă acasă. Ce trebuie să mai facă acest uh, jandar în situația asta? Iarăși, fără drept. Păi, dacă pe mine m-a pus tocmai directorul școlii respective, pentru că eu sunt un artist local, da? și să fac un grafiti ca să înfrumusețez uh, un perete al școlii, poate mai este contravenție în cazul ăsta? Nu. Și atunci ce ar fi trebuit să facă uh, agentul constatator? Cu alte cuvinte să-mi spună, să în primul rând să mă întrebe, domnule, ai dreptul să da, te-a rugat cineva, te, nu știu, da, să investigheze un pic. Și dacă evident că nu am niciun document, dacă sună directorul școlii și zice, uitați doamne, am primit, sau domnule, uitați, am primit, am văzut un, o persoană care făcea un graffiti. Da? Și dacă directorul școlii sau îi spune, domnule, da, eu l-am pus, sau este profesorul de desen al școlii și înfrumusețează, da, îmi clădirea. Da, ok, bun. dar hai să vedem. Școala este o clădire publică care aparține primăriei. Hai să vedem. Există un acord din partea primăriei și așa mai departe. Da, pentru că s-ar putea ca să i dea amendă și directorului școlii și uh, profesorului. De ce? Pentru că nu au avut acceptul primăriei, da? Primăria fiind uh, Proprietarul clădirii. Bun. Dezlipirea sau distrugerea, iarăși, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și așa mai departe. De ce fără drept? Pentru că eu, ca primărie, am dreptul, spre exemplu, ca în zonele de afișaj ale primăriei pentru uh, uh, informațiile pe care le difuzează primăria poftim? Anunțul publicitar, de... Așa? Bun. Apar tot felul de anunțuri publicitare, de caut loc de muncă, de te caut, Suzana, te iubesc, nu știu ce, da? Bun. În momentul în care eu sunt de la primărie da? și am în de serviciu să rup toate acestea și să curăț panourile, nu intru sub incidența acestui articol. Dar, dacă, spre exemplu, eu îmi caut niște oameni, niște angajați, da? Și pun acolo, pun pe. Da, pun peste tot. Pun, spre exemplu, este un afișaj, da, care este uh, al unei persoane private care are autorizație, da? Și eu pe el pun uh, tot așa niște anunțuri, da? Că e loc de anunțuri. Este contravenție în cazul ăsta? Dacă ai dreptul la care, al căreia, nou, uh, Da, dar se presupune că nu am. Da? Este contravenție. Trebuie. Da. Bun, eu m-am întâlnit cu chestiunea asta în momentul în care, spre exemplu, acum mulți ani, puneam da, afișe pentru a găsi oameni într-o anumită zonă, da? Ok. Nerespectarea măsurilor de ordine da? sau a regulilor stabilite pentru buna desfășurare a activităților cultural-sportive, da? Deteriorarea, ridicarea sau mutarea fără drept a semnelor și indicatoarelor rutiere, orientare turistică sau a celor care semnalizează existența unui pericol. Da? Am uh mai știți, mai știți probabil că sunt tot felul de copii din ăștia care se joacă și ba întorc semnul, decedează trecerea, îl întorc pe partea cealaltă sau semnul de stop sau pur și simplu scoci îl pun în altă parte. Da? Deci aceste lucruri constituie o contravenție. și faptul că, pe, nu știu, mă jenează, eu am o mai mașina, da? o mașină mare, lată de 2 metri jumate și pe o străduță se construie, s-a se făcut o groapă pentru a se umbla la canalizare, să zicem, da? Ei, eu nu pot să intru pe, da, pe respectivă din cauza panourilor acelor galbene, știți, care se pun la construcții. în momentul în care eu le-am dat la o parte, da, și, bun, ca să trec, dar le pot pune la loc și atunci e ok. Dar dacă le-am dat la o parte că mă enervează și nu le mai pun la loc, intru Aici, da? În uh, situația aceasta, da? La uh, semne care semnalizează existența unui pericol, da? Lăsarea libertă ori supravegherea animalelor care pot deveni periculoase, care pot prezenta un pericol public pentru ceilalți. Uh, eu sunt, uh, cum mi spunea, uh, era un infractor celebru, în fine, uh, frații cămătaru, da? Sunt unul dintre frații cămătaru și ce fac? Fac merg cu leu, știți că oricum și asta este, asta este, chiar infracțiune, poate fi chiar infracțiune în momentul în care eu am un leu acasă da? și nu am o autorizație pentru, pentru el, pentru că este animal sălbatic și nu îl pot ține în captivitate. Da? Și ies cu leul pe, pe stradă, da? că sunt eu marele șmecher, ce fac? Sunt într-o poziție de contravenient. De ce? Pentru că acel animal poate să producă uh, o stare de pericol. da. Sau faptul că am un câine pe care îl țin la liber. da, Poate să provoace o stare de uh, pericol pentru ceilalți și este o contravenție. Refuzul consumatorului uh, de a părăsi un local public. Da? De, uh, de ce? Când, de ce se părăsească localul? Pentru că e ora de închidere. Da? sau la cererea îndreptățită a unui salariat, domnule, vă rog frumos, ați băut cam mult, faceți scandal, vă rog frumos, puteți să mergeți acasă, vă punem la pachet ce nu știu ce, vă aducem haina de la așa, de la garderobă și vă rog frumos, mergeți acasă, da? Ei, hey, dacă eu, ție bă, nu știi cine sunt eu? A, chiar de distracție. A. Da, în momentul în care poate că nu, așa face un bețiv, dar așa mi-închipu eu în mintea mea, <laughs> în situația de genul ăsta, da, poate persoana respectivă, salariatul respectiv, poate să cheme poliția sau jandarmeria, vin da, și uh, organele de ordine rezolvă problema respectivă da, și va primi un, uh, o sancțiune contravențională. De ce? Pentru că nu uh, a plecat atunci când a fost rugat. Dar, vedeți, este cerere îndreptățită. Cerere îndreptățită înseamnă că acea persoană încalcă libertățile sau drepturile celorlalte persoane. Da? Faptul că eu sunt uh, uh, o persoană de culoare și mă duc într-un local, și, uh, da, oamenii îmi spun de acolo la, băi, mai vezi după cineva ciuriu pe aici? Nu. Da. Hai, du-te dute în țară la tine, dute în altă parte că nu avem nevoie de voi, da? Ei, într o situație de genul ăsta este invers. Persoana respectivă poate să uh, comită o uh, contravenție. Servirea consumatorilor cu băuturi alcoolice în localurile publice și în afara acestora în zilele și la orele la care e, acestea sunt închise, da? Sau dacă este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice, cum spunea cineva mai de fapt dimineață, da? La, în momentul votului, da? Poftim? Da, în ziua alegerilor politice, da? Sau după ora de închidere stabilită prin autorizația de funcționare. Deci, toate acestea constituie contravenții. Bun. Servirea și consumul băuturilor alcoolice. Vedeți că e mult de povesti despre alcool. De ce? Pentru că alcoolul, alături de droguri, da? De substanțe interzise pot genera uh, foarte multe probleme. da. Bun. Deci, pe timpul desfășurării adunărilor publice, grevelor, manifestărilor sportive, știm că nu este voie să se servească alcool. Apropo de servit alcool, uh, dacă eu spun, am servit un păhărel, ce înseamnă, asta apropo de limba română, poate sunteți cei care, dintre voi, poate mai e cineva care uh, dă, va da examen și în toamnă, ce înseamnă am, am servit un păhărel? O cantitate mai mică, eventual. Ok, bun, dar ce înseamnă am servit? -am Ei, Nu e corect, da? Când zic am servit, spun asta. Da? Faptul că eu vin, am un păhărel aici și ți-l oferție. Da? Asta înseamnă a servi. Poftim? Exact, ești chelner, ești ospătar. Da? Dacă vrei să spui că ai băut un pahar de suică, zici, bă, am băut un pahar de suică sau am băut un pahar un pahărăz de vodcă. Da? Bun. Dar nu spui că am servit. Servești pe cineva. De asta se, se, spune servirea, da? adică faptul că chelnerul îți dă, sau localul respectiv personal din local îți dă, iar tu bei. Asta înseamnă, da? Bun dar sunt niște excepții aici. Cu excepția celebrării revelionului, evident, da? sau a zilelor nu știu, Bucureștiului, da? sau a diverselor sărbători ale categoriilor socioprofesionale, sau pentru promovarea unor produse alimentare sau nealimentare, da. Bun, deci acestea sunt excepții. Evident că acestea, toate aceste adunări publice vor fi autorizate, da? dar ele constituie o excepție. Da, Precum și a perimetrilor special amenajate și delimitate de unde se desfășoară manifestări culturale, artistice cu acces controlat. Da? Deci tot la excepții. Ce înseamnă acces controlat? Există o organizare, există... Da? Există o organizare, poate că există uh, ceva cu uh, o taxă de acces. Da? gândiți-vă la cluburi. cluburile au o taxă de acces, deci accesul este controlat, nu intră oricine acolo. Bun. Desfacerea, comercializarea, consumul. Da? În locul a băuturilor alcoolice, evident. În locurile publice, la intrare în curțile și interioarele acestora. Da? Vorbim de spitale, centre de plasament, lăcașuri de cult. Și atenție, aici este o chestie foarte importantă și interesantă în același timp îmi puteți spune da, la zona asta care este acea chestiune interesantă? Ați auzit de Dumnezeul bețivilor? E o expresie, da? În sensul că bețivii par a nu pății mare lucru, da? într -o în situația în care sunt. Da? Ei, dacă am avea o biserică a bețivilor, ar mai fi contravenție? Da? Dacă se comercializează și se consumă băuturi alcoolice da? în curtea sau în interiorul bisericii bețivilor? Dacă ar exista ceva legal din de vedere, ar fi o contravenție. Tot nu ați sesizat ce e interesant aici? aferente cultelor care interzic consumul băuturilor alcoolice în practicarea religiei respective. Ori, da, așa zis a Biserică a Bețivilor, din potrivă ploslăvește consumul de băuturi alcoolice, nu-l interzice. Ăsta e motivul pentru care nu ar fi o contravenție. Ați înțeles? Da? Am dat un exemplu tâmpit, da, care nu are, nu are cum să apară în, în practică, da, dar am vrut doar să înțelegeți lucrul ăsta. Da? Dacă este, spre exemplu, nu știu, o, habar n-am ce biserică, pentru că nu sunt foarte uh, religios și nu știu ce religii uh, sunt în lumea asta care uh, nu ar interzice consumul, da? dar, dar dacă ar, ar fi, acolo ar fi uh, legal din punctul ăsta de vedere, da? adică nu ar constitui o contravenție. Ar putea să fie alte motive pentru care ar fi ilegal să faci chestia asta, dar vorbim doar din perspectiva aceasta. Da? Servirea cu băuturi alcoolice a două categorii de persoane. În vădită stare de ebrietate, nu în faptul că e un pic îmbujurat, da? faptul că e un pic îmbujurat și stă la locul lui și așa, e ok. Da? Bă, dacă îl vezi pe unul că se clatină așa și că tot nu-și găsește echilibru, și nu-și găsește nici cuvintele, și nu-și găsește nici pălăria, și în fine, da, și începe să-și caute buletinul sau portofelul prin, nu știu, buzunarele altor meseni, da? E clar că este în stare vădită de ebrietate. Ce înseamnă stare vădită? Ce înseamnă vizibil, vizibil da? Exact, foarte bine. Da? Precum și a minorilor. Minori înseamnă de la cât în jos? Sub 18. Sub 18 ani. Foarte bine. Perfect. Of, doamne, băutura asta ne omoară. Consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri publice. Parcuri, da? Drumuri publice, stadioane, instituții diverse, da? De fapt, peste tot, unde este loc uh, public, da? Este contravenție. Bun. De ce? De ce ar fi chestia asta? De ce ar fi contravenție ca eu să beau, nu știu, să-mi scot micuța mea sticlă de inox de whisky și să trag două, două guri? Care ar fi motivul pentru care este interzis lucrul ăsta? Dar pentru care legiuitorul s-a gândit să interzică chestia asta? Pentru că eu nu fac rău nimănui. Din potrivă, când beau un pic, sunt un pic mai vesel, mai sociabil, A, da? da. Haideți să vedem. Și ordinea publică. Nu, eu îmi văd de treabă. Bun, e ok, e foarte bun răspunsul tău, da? Dar presupunem că eu, presupunem că eu îmi văd de treabă. Sunt un om foarte cu minte când beau. Care ar fi un Dar alt motiv față de... Poftim? Un de exact, da? Deci, practic, ar fi un exemplu rău pentru ceilalți membri ai societății. Dar nu doar că există ceea ce ai spus tu, pericolul de a tulbura liniștea și ordinea publică, da? dar dau și un exemplu prost. Bun, foarte bun răspunsul, mulțumesc mult! Tot la 23, în incinta acestor locuri publice în care se pot consuma băuturi alcoolice, da? prin delimitarea unor spații special amenajate, Ah, prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. În fine, sunt exceptate, da? Localurile de alimentație publică și de turism, cum sunt restaurante, baro și discoteci, exact ce spuneam mai devreme, da? Deci, în acestea se pot, se pot consuma băuturi alcoolice pentru că sunt autorizate în acest sens. În băutu în băuturile publice, da? Deci, vezi, dacă am uh, vorbit atât de băuturi, am început să mă și îmbăt. Uh, în locurile publice enumerate, da, se interzice cu desăvârșire consumul băuturilor alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, da? Deci și în baruri și în discoteci, chiar dacă e bar sau discotecă, dacă ai sub 18 ani tot n-ai voie să uh, bei, uh, da, băuturi alcoolice. Întrebare. Berea este considerată băutură alcoolică? Că că e clară pentru toată lumea. Dar berea? Deși este aliment, da. Poftim? Deși este aliment, este interzis este consumarea berei. Dar de ce este interzis, deși este Pentru aliment? Pentru că are alcool. Pentru că are alcool. Bun. Deci, provocarea sau participarea efectivă la scandal în locuri sau locaruri publice este contravenție. Da? Deci, faptul că eu văd doi oameni care se ceartă, nu știu, se iau la bătaie, se... Să... Și eu vreau, de bună credință, să îi despart. Și ea încep amândoi să dea și unul și altul în mine, și încep și eu să dau un ei. intru sub incidența acestui articol, acestui aliniat, de fapt. intru sub incidența. Da, cumva nevinovat. Din circunstanțe. Am înțeles, da. Am înțeles, dar dacă, spre exemplu, pe camera de luat vederi din fața maga a magazinului, în fața căruia ne-am uh, luat la harță, da, arată sau vine polițistul, vine agentul constatator și zice, da, vede că sunt trei persoane care se bată și împart, pum, toți trei. Atunci, da. Da? Deci, zice, participarea efectivă la scandal. Nu zice că sunt acceptați cei care au vrut să-i despartă. Da? Deci, intru sub această incidență. Da? Dacă doar vreau să, să aplanez conflictul și în momentul în care văd că devin, încep să devină agresivi, mă retrag, nu intru sub incidența acestui aliniat da? Tulburarea liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote. Da? Pe orice, cu orice aparat sau obiect, da? sau prin strigăte sau prin larmă. Haideți să vedem. Uh, un motociclist da, care trece pe stradă și își ambalează motorul, să-i arate el, uh, da, gagicuței din spate, ce meseriaș e el, ce bărbat este el, uh, este o contravenție? De ce este o contravenție? Bun, provoacă un zgomot de, să zicem, 85 de decibeli, da? Scrie nu, zic așa ca să avem termen de comparație. Iar trece o uh, mașină de pompieri care scoate 90 de decibeli, deci mai mult, mult mai mult decât uh, motocicleta. Da? Și evident că tulbură într o mai mare măsură liniștea locuitorilor, da? Prin producerea de zgomote este o contravenție în cazul ăsta? Nu, Păi și... Exact. Încă o dată, vedeți? Fără drept este atât de important pentru a delimita o contravenție de... o non-contravenție, să zicem, de, da? de o, un caz uh, just. Da? Foarte bine. Bravo. Uh, tulbularea liniștii locatarilor între 22 și 8 dimineața, dar între 10 seara și 8 dimineața și între 1 și 2 după amiaza. De ce o fi doar 1 și 2? Nu mă întrebați că nu știu. Da? Înțeleg aici, dar partea asta nu. Dacă e să doarmă cineva, poate să doarmă și de la 3 la 4, mă gândesc. Bun, deci tulburarea liniștii locatarilor de către orice persoană prin producerea de zgomot, larmă, folosirea oricărui aparat, ori instrument muzical, da? Să vă ferească Sfântul să aveți pe cineva vecin care este în filarmonică da? și exersează acasă. Da? La intensitate mare. Da? Deci faptul că eu, spre exemplu, ascult muzică, dar ascult muzică la o intensitate mică, chiar dacă se aude la vecin, dar se aude în surdină, nu, nu este deranjant. da. Deci atunci nu, e vorba de intensitate mare. Unde? În locuințele persoanelor fizice, în localuri, în sediile persoanelor juridice, da? în oricare alt uh, loc, da? de uh, imobile cu destinație de locuit, da? sau în imediată vecinătate a acestora, cum uh, spuneam mai devreme, în legătură cu uh, motocicletele respective. Bun. Ați înțeles-o și pe asta? Da? Da? Bun. Organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală da, la intensitate de natură să tulbure liniștea locurilor. Da? Unde? În corturi, în perimetrul apropiat imobilelor da? sau de locuințe sau cu caracter social. Da? Ce se întâmplă în situația asta? Dați-mi voi un exemplu în care cineva este în, în culpă, să zic, da? este contravenient. Da. Ama, la anunțile la cort, într-adevăr, și asta este, dar, dar, dar poți să iei, spre exemplu, o autorizație de la primărie. În mod normal așa ar trebui să fie. Da? Nu, am așa, am... că practic este o adunare publică. Concerte fără autorizație. Exact. Festivaluri. Da. orașului. Păi, toate astea sunt, dacă sunt zilele orașului, știm că se poate, da? Și că la zilele orașului se primește aprobare. Da? Deci nu cred că este vreo zi a orașului. Adică primarul să facă, să sărbătorească zilele orașului și el să nu-și dea autorizație. Nu știu, nu, nu prea am da, dar poate că știți voi. Bun. cu caracter privat. Da. Exact. Ha, hu! Da, și încep să chiui și să. Poftim? Nu, 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 nu. Poți să, să folosești o gâjăială de, de, de aia de 50 de lei, de 100 de lei, da? O boxă din aia de 2 lei, da? Dar dacă, dacă produce... A fost o, o lege în Parlament, dar au început ăștia să facă mișto de, de ea și de inițiatori. În care nu aveai voie, în aceste locații, în aceste zone de locuit, să produci gomote peste o anumită uh, intensitate. Din Dintr-un punct de vedere, ar fi ok, da? pentru că ai o limită clară, obiectivă. Problema este că nu este operabilă această limită. Adică, eu, în casă, cum îmi dau seama? Trebuie să stau cu da, aparatul de măsură sau cu aplicația de pe telefon să văd dacă depășesc sau nu, nu știu, 80 de decibeli? Cum consta Bun, ok, constată că vine și vede că am muzica la maximum și am peste 80 de decibeli. Aici e vorba, cum să spun, încadrarea, să zicem, este subiectivă, într-adevăr. Exact. De fapt, principiul ăsta este. Că nu cred că este un. Poftim? Probabil dacă sunt mai multe plângeri și reclamații, atunci probabil intervine organul de lege și de o contravenție. Da. Acum, iarăși, oamenii de obicei pot înțelege situații de genul ăsta. Băi, are omul o petrecere, nu știu, de nuntă sau de ceva. Dacă sunt seară de seară, seară de seară da? sau zi de zi, atunci, într-adevăr, devine uh, deranjant da? și poți să dai amenzi și sunt situații în care să dau amenzi cu nemiluita și n-au nicio treabă indivizii respectivi. Bun. Am terminat-o cu zgomotele, da? Alungarea din locuința comună a soțului, soției, a copiilor, precum și a altor persoane care sunt în întreținere, este contravenție. Da? Deci n-ai voie să, să faci așa ceva. Nerespectarea măsurilor de ordine luate de organele competente în caz de calamități sau alte pericole publice. Da? Spre exemplu, este o mare explozie cu o degajare de gaze. Da? Și autoritățile publice spun stați în casă. Da? Și dacă tu ieși afară, că tu trebuie să-ți faci jogging de la ora 7 seara da? Ești uh, pasibil de sancțiune contravențională. Bun. Refuzul unei persoane date uh, unei persoane de a da informații pentru a putea să fie identificată, da? Pentru stabilirea identității sau de a se prezenta la sediul poliției, atunci când, da, în mod justificat, organele de ordine solicită acest lucru. Da, deci faptul că în momentul în care vine un polițist, un polițist de frontieră sau un jandarm să te legitimeze, ești obligat să-i spui cine ești, da, să-i prezinți uh, uh, cartea de identitate, da, ca să poți să fii identificat, să poți să fii... Da, nu știu, umbli pe câmp noaptea da, și o patrulă de jandarmi te vede. E ciudat să umbli pe câmp noaptea. Faptul că te pim pe stradă în centru noaptea nu e ciudat și probabil că nu o să te abordeze, decât dacă poate, cum eram eu la un moment dat, aveam așa o barbă foarte mare, eram un pic mai cu o căciulă, păream așa islamist din ăla de gata să bubuie, da? Și evident că am fost opit de către uh, niște jandarmi, cred că, da? Uh, pentru că, într-adevăr, înfățișarea mea era cumva ciudată, da? Bun, la fel, îl vezi pe ăla pe câmp, pe, te duci și vrei să vezi ce e cu el, da? Și atunci ce faci? Prin stație verifici persoana respectivă, să vezi dacă este căutat, dacă cumva este vrunevadat și așa mai departe. Trebuie să faci aceste verificări și atunci dacă tu refuzi chestia asta, e problema ta, pentru că te paște o contravenție, iar pe de altă parte poți să fi dus la un moment dat cu forța la secție, da? îndemnul sub orice formă al minorilor la săvârșirea unor contravenții. Deci, nu poți, da, tu, tată, n-ai bani de cărucior și ți-e rușine de aia 50 de bani, da? Și ți-e rușine să te duci tu, dita mai omul, să ceri cuiva 50 de bani. Da? Și atunci îl trimis pe prichindel. Este contravenție. Da? Neluarea de către părinți, da? Sau de către persoanele care cărora li s-a încredințat uh, spre creștere și educare un minor, da? până la 16 ani, da, a măsurilor necesare pentru a-l împiedica să facă ceșetorie, vagamonaj sau prostituție. Da? Deci faptul că ești uh, un... Uh, ia să vedem, dacă ești, spre exemplu, un asistent maternal. Știți ce este un asistent maternal, nu? Da. Bun. Este un asistent maternal și... Asistentul acela maternal se trezește la un moment dat cu, o, cu un polițist, da? Și polițistul respectiv îi dă amendă. E corect? Da? Vine cu copilul pe care l-a găsit, nu știu, în centru cerșind și vine și dă amendă asistentului maternal. E corect chestia asta? Da. De ce? Îl are în grijă, exact, da? Deci chiar dacă nu este părinte, îl are în grijă. Nu e nici măcar tutore, dar îl are în grijă. Și ea se vaită. Pă, da, păi ce știu eu, mă, că copilul, da, iese afară și se duce unde vrea și face ce vrea. Este minor, este responsabil. Exact! De Foarte bine, bravo, da? Deci este minor. Dar atenție, aici vorbim despre persoane de până la 16 ani. Da? Că dacă are 17 ani, deja da, e răspunderea lui, din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere contravențional. Da? Adică nu, părintele sau, da, întreținătorul legal nu mai are. nu mai intră sub incidența acestei contravenții. Bun. Lăsarea fără supraveghere a unui bolnav mental, periculos, da? Foarte important. Mă rog, de către cei care trebuie să aibă grijă ca el să fie uh, într-un anumit uh, perimetru, da? Sau neanunțarea organelor sanitare sau ale poliției în caz de scăpare. Da? Mai știți că sunt uh, din când în când situații în care se spune că un evadat periculos de la Spitalul de boli uh, psihice nu știu, Socola, să zicem, da? A, evadat și are semnalmentele dacă așa dați telefon la poliție. Da? Deci, practic, trebuie să anunți da. poliția iar poliția anunță mai departe prin mass media locală sau prin alte mijloace anunță oamenii ca să se pună la adăpost, să nu se pună în pericol. Da? Iar dacă se întâlnesc cu acea persoană, să știe despre ce e vorba și să se retragă ușor. Ați înțeles pe 34 35. Neasigurarea de către responsabil, de către patron, de către, da? A ordinii publice în locurile publice, hoteluri și așa mai departe. Da? Deci, iarăși, este foarte important. Faptul că eu mă duc la un hotel și nu pot să dorm. De ce? Pentru că unii fac scandal în hotelul ăla, că ei sunt la team building. Da? Bun. Și vorbesc cu, da? Hotelierul respectiv și le spun că nu pot să dorm și că nu mi se pare normal, și că. Și el ce zice, dumne, sunt și la o petrecere aici cu șeful, no, nu putem să. Da? De ce? Pentru că eu am dat 200 de lei pe cameră, iar ea un încasat de la el poate 5.000 de euro de la firma respectivă, da? Și atunci, normal, că încerc, încearcă să mă pună pe mine deoparte și să-i lase pe aia să se destrăbăleze, da? Și atunci eu sun la poliție. Și dacă vine și le dă amende, le dă amende pe bună dreptate. Ok. Refuzul acestora, acelor de mai sus, da, de aici, de a acorda sprijin organelor în drept, da, pentru restabilirea ordinii publice, da, și pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea. Cu alte cuvinte, vine polițistul și spune, domnule, vă rog frumos, dați-mi un tabel cu... Uh, locatarii de la aceste camere, da? Sau de la toate camerele. În așa fel încât eu să pot să identific. Iar el zice, domnule, nu că este confidențial, că este GDPR, că... Da, sper să nu auziți tâmpenii de genul ăsta. Sunteți organ, da, De ordine. Aveți dreptul să cereți asemenea informații. De ce? Pentru că voi trebuie să puneți în aplicare legea. Iar legea în situația asta spune că da? este o contravenție și că trebuie să sancționezi acele persoane care au tulburat liniștea publică într-un loc din ăsta, într-un hotel, motel sau mai știu eu ce altceva. Corect? Corect? Bun. Mai departe. Hai mă. Împiedicarea sub orice formă a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice da? de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea la secție sau la sediul poliției, da? Sau a oricărui alt organ de stat de a lua măsurile necesare pentru menținerea și restabilirea ordinii publice, da? Cu alte cuvinte, dacă, nu știu, suntem într-un grup, da? Și unul face, chiar face scandal și face... Da, dai coleg de al nostru, e, a băut un pic săracul, dar e băiat bun, nu, da? E, și în momentul în care vine poliția, și ăla nu are la el niciun act de identitate și vrea să-l ducă la secție pentru identificare. Și tot grupul celălalt sare și îi zice, bă, lasă-mă că e de-al nostru, bă, e șeful nostru, bă, lasă mă, lasă că nu știu ce, că la, 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 da? Știți că sunt situații de genul ăsta și sunt situații de genul ăsta destul de frecvente. Ei bine, în sensul ăsta, în sensul prezentei legi, ei comit o infracțiune, da? Și pot să fie... O, o contravenție, da, mulțumesc frumos. Bă, așa se întâmplă. Când dormi cu codul penal sub cap, uh, na, te moripsești. Bun. În sfârșit am trecut și noi la articolul 3. Deci, până acum am vorbit despre articolul 2. Deci, contravențiile prevăzute la articolul 2, da, se sancționează după cum urmează. Le citiți, n-are rost să vi le citesc eu acum, le citiți, le luați pendelete și le, le, le studiați, da, și le rețineți. Uh, sfatul meu este să ziceți așa 100 la 500 de lei și după aia le puneți cu liniuță a, nu articole, dar nu numărul articolului, ci despre ce este vorba. În așa fel încât, așa cum credeți voi de cuvință, că fiecare are o altă modalitate de a, a denumi un articol. da? Așa cum îl înțelege el. În așa fel încât să aveți niște liste de genul ăsta și să le uh, puteți uh, uh, memora ca să le rețineți, pentru că al minter e destul de greu. Articolul, tot articolul 3, da? Cu amendă de la... O... În fine, le citiți voi că nu are sens. Bun. Ei bine. Aici la fel. Nu -are, -are, rost să le, să le, luăm. Vreți să le, să le dezbatem? Nu cred că are sens, că ne-ar lua foarte mult timp și asta o puteți face și voi singuri. Și Da, în cel mai rău caz pot să vă spun despre ce dar nu are sens. Faceți chestia asta de care v-am spus și cu siguranță va fi bine, pentru că e și interacțiunea asta cu textul pe care voi o veți avea și se va întipări și mai adânc în mintea voastră. Bun. Sunt supuse confiscării. Evident, lucrurile care au, să, care au contribuit la săvârșirea contravențiilor, da? dacă sunt ale contravenientului. Da? Și lucrurile dobândite prin săvârșirea contravențiilor. Deci faptul că eu uh, am, uh, uh, ce să zic, mi-am tăiat bradul de Crăciun. Că, na, din tată în fiu așa am făcut, da, tot timpul. Și ce am? Am la mine o secură și am și bradul, da? În momentul în care... Uh, zic că securea este a mea, pentru că cu ea am uh, săvârșit contravenția, îmi este confiscată. Bradul la fel este confiscat, de ce? Pentru că este dobândit prin săvârșirea contravențiilor, da? Ok. În cazul meu am tăiat bradul din pădurea da, statului, deci nu există o persoană vătămată și atunci nu are cui să se restituie. Dacă era din curtea unei persoane, atunci ei se dădea înapoi. În cazul contravenției, da, este necesară plângerea părții vătămate. Da? Deci este la punctul 28, da? Retragerea plângerii, ori împăcarea părților înlătură răspunderea făptuitorului, da? Deci, în momentul în care, nu știu, doi se ceartă și după aia lucrurile se aplanează, uh, nu, este în regulă. Bun. Repetarea contravențiilor este foarte important, articolul 5, da, într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte, se sancționează așa, le citiți voi, da, dar să țineți cont că există o precizare specială atunci când se repetă anumite tipuri de contravenții, da. Contravențiile se constată de către primar, de către polițist, de către jandar, da, deci vorbim de poliție de frontiere, poliție primar și jandarmerie, da? Și când vorbim despre primar, doar la primar vorbim despre împuterniciția acestuia. Că nu o să vedeți vreun primar care dă amens pe stradă. Bun. În cazul contravențiilor pentru care legea prevede sancțiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea, aplică și sancțiunea. Da? Adică, în momentul în care ești prins că, nu știu, ai depășit peste 30 de km pe oră pe sectorul respectiv de drum, te trage pe dreapta polițistul, da, îți pune, constată contravenția respectivă și îți dă și amenda. În ceea ce privește, ok, bun, împotriva în, în acestui proces verbal, da, de constatare, se poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia. Atenție, de la comunicarea acestuia. Da, pentru că sunt situații în care aplicarea sancțiunii se face... La o dată ulterioară, constatării acesteia. Bun. Constatării acesteia, adică a contravenției. Plângerea împotriva procesului verbal, da, se soluționează la judecătorie. Da? Ei, asta a fost considerată neconstituțională, acest aliniat și atunci nu-l mai luăm în calcul, da, pentru că legile trebuie să fie constituționale. Aveam pus așa doar ca să, ca să știți. De ce? De ce a fost considerată neconstituțională? Haideți că să discutăm și aspectul ăsta. Da? Că zicea așa, hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluționează plângerea este definitivă și irrevocabilă. De ce a fost considerată neconstituțională? Haideți să vedem. Plângerea este a făptașului care primește procesul verbal, nu? Sau? Plângerea împotriva procesului verbal, da, a făptașului. Păi organul legii nu are cum să, să dea în judecată la, la sancționat, da? Cu amendă. Da, asta e. Gata. Da, acum... Nu fi da. poate să fie pentru că nu Exact. Este neconstituțională pentru că, le, pentru că Constituția României prevede dreptul fiecărui cetățean da, de a ataca hotărârile din justiție. Ori în momentul în care spui, din prima, este definitivă și irevocabilă, asta înseamnă că nu poate fi atacată acea hotărâre. De aceea este neconstituțională. Iarăși, felicitări pentru faptul că ai intuit lucrul acesta. Da? Pentru că noi suntem, mă rog, noi, da? vreți să deveniți uh, polițiști, vreți să deveniți jandarmi. Trebuie să înțelegeți, de asta vi se, Fac o paranteză, de asta vi se și cere, vi se și cere elemente de. Din Constituția României, ca să integrați tot acest corp de legi în spiritul da, și litera Constituției, care este legea fundamentală în orice stat da democratic și constituțional. Articolul 9. În cazul în care contravențiile da, sunt săvârșite de un militar, pot să, ce poți să faci? Poți să constați contravenția, dar nu îl poți sancționa în mod direct. Ce faci? Trimiți contravenția, consta proces verbal de constatare, comandantului unității din care face parte militarul respectiv. Iar acesta, da, dacă este întemeiat, da, poate să ofere sancțiuni, să, ofere, să producă sancțiuni da, potrivit regulamentului militar. Ați înțeles lucrul ăsta? Ok. Deci este practic o excepție, cumva. În situația în care contravenientul este încorporat, da? Pentru încorporat, da. Nu mai. Înainte de hotărârea judecătorească. Sau înainte de începerea executării a sancțiunii închisorii contravenționale, da? În momentul în care este, sancțiun... este deja în curs sancțiunea cu închisoare contravențională, nu se mai poate face nimic, da? Ei, procesul verbal, da? sau hotărârea, se transmit comandantul unității, din care face parte, spre a-i se aplica o sancțiune conform regulamentului disciplinei militare. Bun, deși în aceste situații. Mă rog, aici este o a, dispoziție tranzitorie, da? Că se completează cu prevederile tralala -la, privind regimul juridic al a, contravențiilor, da? Pe care am făcut-o deja. Eventual vedeți că sunt și cu... Astea sunt... De fapt, nu. Le, aveți pe, pe, platformă. Aici, oricum, nu vor fi fotografii și atunci nu o să puteți să dați click. Dar le puteți căuta pe portal legislativ da? și le găsiți. Întrebări? Până aici. Mai puteți? Că am mers într mai alert, așa. Ați reușit să înțelegeți tot? Da. Nu aveți întrebări. Nu. Bun. Nu no, ce să zic, să vă dau, să nu vă dau? Da. <laughs> Vreți, nu? Da, da. Bun. Cetățenii sunt... Am făcut niște grile care sunt un pic diferite față de ceea ce veți primi. Da? nu foarte diferite, dar ușor diferite și o să vedeți că ne axăm foarte mult pe spețe. Pentru că în felul ăsta învățați să aplicați legea, învățați să identificați în viața reală care sunt situațiile în care e o contravenție sau nu este o contravenție. Evident că n-am epuizat toată legea sau n-am epuizat toate situațiile posibile, da? dar sunt suficiente cât să vă dea de gândit. Da? Cetățenii sunt obligați să aibă un comportament de care? Unde e? Care e varianta corectă? B. B. Ok. No. Ziceți-mi și mie ce Dumnezeu să fac, că tot îmi intră autocorectul ăsta de aveți impresia deja că sunt un analfabet, că nu știu să fac, că mănânc litere, scriu aiurea și așa mai departe. Da? Deci dacă aveți vreo idee, vă rog frumos să-mi spuneți. Revenim. Da? Deci este B-ul. Într-o discuție aprinsă între doi vecini, constituie contravenție ce? Amenințarea cu ce? Da? Dar de ce amenințarea cu, data, cu dearea judecată nu e tot amenințare? Nu aplică pe loc. Bun, și dacă s-ar aplica pe loc... Bun. Ideea este următoarea. Nu constituie amenințare, da? Faptul că îi spui cuiva că te vei folosi de lege și că uh, vei face ceva ce legea îți permite. Da? De asta nu este relevant. Amenințarea cu neinvitarea la nunta copilului. Asta e o prostie, da? Amenințarea cu bătaia. Foarte bine. Deci, ceul era. Este contravenție constituirea unui grup de X persoane, iau, persoanaie, că așa știe el cuvintele, în fine, calculatorul, în scopul de a să acțiuni ilicite, nu ilicete. Doamne, ferește! E și rușine. Contrare liniștii și ordinii publice. Hai să vedem. Care e varianta corectă? B. Mai mare de 3 persoane. Tu ai zis b -ul? da, este ceul. De ce? Pentru că nu se precizează trei persoane, ci mai grupul este mai, trebuie să fie mai mare de trei persoane, da? ca să intre uh, sub incidența uh, acestei prevederi. Bun. Haideți să vedem. Citiți voi și spuneți-mi. Deci nu este contravenție dacă arunci pe o mașină parcată pe locul tău de parcare fără să rezulte o pagubă materială, nisip, pacițul furic sau vopsea care se ia la spălare. De ce este AUL? Poftim? Nu e nicio variantă corectă. Ia să vedem. De ce n ar fi nicio variantă corectă? În primul rând trebuie să ne uităm la faptul că vorbim despre negație. Nu este contravenție, da? Bun. Bun. Ama, dacă ne gândim la un nisip din ăla fin, n-are nici pe naiba mașina când îi dai, da? Acidul sulfuric este substanță corozivă și este prezentată în lege, da? Și vopseaua care se ia la spălare, deși se ia la spălare, totuși murdărește mașina. Da? La nisip dă o pală de vânt și la a scuturat de acolo. Ați înțeles? Da? De asta. Chiar dacă nu este neapărat uh, grila ideală, Exemplu. da? Foarte clară. Poftim? Exemplu nu e foarte bun. Da? Dar ideea este să înțelegeți voi cum, uh, cum să gândiți și cum să identificați prevederile legale care se aplică. Nu e contravenție dacă arunci cu, pe o mașină parcată pe locul tău de parcare. Aveți în domeniul ăsta, dar... <laughs> A București întotdeauna suferă traume de genul ăsta. <laughs> Am înțeles. Da, unde cu nisip, așa, e parte. Da? Bun. <sighs> Zici tu că unde lemn cu nisip. Care arde, care distruge. Da? Păi. Mm -hmm. Și atunci este contravenție? Păi, deci nu este contravenție dacă arunci. Deci, cu ce poți să arunci? Ideea este că la acidul furic nu mai e contravenție, pentru că este infracțiunea de distrugere, că îi distrugi mașina omului. Da? În sensul ăsta. Am vrut să vă arăt că pot fi grile de genul ăsta că nu este contravenție, nu neapărat că nu e contravenție în sensul că este un lucru neimportant sau care nu este sub incidența legii, da? ci că este o faptă mult mai gravă. Deci este o faptă mult mai gravă, o infracțiune, da? și atunci nu este contravenție, dar este ceva chiar mai grav decât atât. Știți că legea spune da? de multe ori că nu este, nu este contravenție, dacă nu se întrunesc condițiile unei infracțiuni. Ați înțeles? Da? da. iarăși, nu e neapărat ce am... n-am stat să mă gândesc acum la cu ce ar putea să arunce să distrugă da? mașina. Da? Ideea este să vă ducă cumva la, la gândul că e o distrugere a mașinii și nu este doar o murdărire. Dacă găzduiești acasă la tine, o seară de barbut, acest lucru este. O contravenție. Este o contravenție, da, pentru că spune că chiar dacă tu găzduiești acasă, da, este o contravenție. Nu e neapărat să fii uh, membru activ al uh, jocului de noroc respectiv. Dacă vinzi pe OLX arme cu aer comprimat. Contravenție. Nu este infracțiune? Exact, este aer cu arma cu aer comprimat, este o contravenție. Da? Nu întâmplător am dat cum îi spune acest exemplu, pentru că, spre exemplu, a fost anul trecut, mi se pare, a fost scoasă la lumină o rețea de trafic de arme. Un magazin din Ungaria vindea arme, iar armele veneau cu, cu, cu curierul acasă. Da? Deci vă dați seama ce. Da? Bun, dar erau arme de foc, și asta nu mai era o contravenție, era infracțiune. Da? Era trafic ilegal de, de arme de, de foc. De puterea armei respective. Adică. Sunt cu aer comprimat care au peste 5 jur, da, 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 corect, da, e o observație foarte corectă. Într-adevăr, în momentul în care uh, vorbim de o armă cu aer comprimat, dar care este mai puternică, la fel, este vorba despre o armă letală sau potențial letală și intră sub incidența codului penal. Deci este infracțiune. Foarte bine. Bun. Ai un magazin de arme și muniții. În ce condiții nu comiți o contravenție? Asta este o contravenție? B-ul este variantă. Aia Da. da e o contravenție de ce? Sub o Super. Bun. Dacă vinzi unui titular de permis de armă, dar nu-i cer certificatul de sănătate neuropsihică și nici cazierul, într-adevăr, este varianta corectă, B-ul, da? Pentru că există o excepție în lege în acest sens. Dar dacă vinzi arma unui titular de permis de conducere și nu-i cer certificatul de sănătate psihică, dar îi cer cazierul judiciar, Mie. De ce nu-i corectă? Pentru că e uh -huh. Ok. Dacă sunt la 112, fără motiv, comiți? O contravenție. O contravenție, bravo. Ai solicitat o ambulanță acasă de două ori doar pentru că aveai o durere de măsea. O contravenție. Da? nu este o infracțiune, este o contravenție. Tot așa, pentru că alarmezi fără motiv. Și insistent. Și insistent repetat, da. Ești angajatul primăriei, ești surprins întrerupând iluminatul public într-un parc și ești amendat în temeiul legii bla bla. Vrei să contești amenda primită? Ce șanse crezi că ai să câștigi? Sunt întrebări așa ca la cine știe câștigă. <laughs> Dar văd că de e faină. <laughs> deci, hai să vedem. Ce o fi într-o Da. Dar deci de dacă a put, uh, interrup, uh, este angajat primăriei și poate a fost de păi, păi tocmai, da? E angajat în primărie, da? Ok. Vrei să contești amenda. Tu ai primit amenda. Da? Da. Evident că... Uh, o contești. Uh, da? O contești, da? Și într-o lume corectă, ai șanse 100%. Da? De ce am zis într-o lume corectă? Da, dar nu pentru că nu am încredere în sistemul judici, judiciar românesc, ci pentru că sunt posibile uh, erori umane. Înțelegeți? De asta am zis că într-o lume corectă, într-o lume ideală, da? Bun. Foarte bine. Da? de deci aici a greșit jandarmul. Ești talentat și faci un grafiti artistic pe un perete doznic al primăriei care nu e foarte estetic peretele, da? vrei să faci o surpriză prietenului tău care este primar. Ei dacă eu sunt artist, hai să dau o zi din viața mea, să-ți fac o bucurie ție și comunității. Ce Contraven este? E contravenție. De ce e contravenție, Păi deoarece nu ai acordul primarului. exact, pentru că e surpriză. Da? <laughs> și nu ai acordul primarului. Dacă l-ai fi întrebat, poate-ți dădea o hârtie că poți să faci lucrul ăsta. Bun. Acum știți cum e, contravenientul neprins este om cinstit, că dacă nu te prinde nimeni... Păi te vede pe cameră, da, te vede prietenul tău și după aceea zice, bă, mulțumesc frumos, că oricum vi spui că uite, de ziua ta ce ți-am făcut, da? Dar tot e contravenție până când nu apare uh, acea autorizație. Dar vreau să-mi spuneți mie, în situația asta, ce comite primarul dacă după ce vede... Da? Deci, practic, după ce se comite această faptă, primarul îi dă o autorizație, în așa fel încât să-l absolve de contravenție pe prietenul său. Ce comite primarul? infracțiune. Ah, ce infracțiune? Falsă. Poftim? Fals în, în acte, da? Pentru că, practic, el. A fost în serviciu de cineva. Exact, el schimbă data, da? Și schimbă, cum să spun, timeline-ul: că nu-mi vine alt cuvânt în minte, da? Real. Bun. Foarte bine, bravo. Îmi place. Mă rog, nu-mi place. Nu-mi plac jocurile de noroc, da? Și le consider nocive. Corectura mamei voastre, da? Astfel, din Simț civic, încerci să dai jos toate afișele cu reclamele la jocuri de noroc, afișe care au autorizația primăriei. Da? Care e răspunsul corect de aici? Contravenție. Este o contravenție, da? Pentru că așa spune legea, că nu ai voie da? să faci lucrul ăsta. Îți plimbi câinele, un rottweiler, bine educat, da? dresat, fără lesă, dar cu boniță, la pas, prin centrul orașului. Care e varianta corectă? o contravenție. a luat. S-a luat. de ce e contravenție? Pentru că să știi a fi un câine rău. Da, deci un câine potențial periculos. Da. Pentru că potențial periculos nu ajunge să știi cum reacționează și ajunge Corect. să știi să nu se mai asculte. Sau... Așa. Bun, dar nu poate, să, nu poate să muște, pentru că are bodniță săracul. Dar poate sare, 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 sare. Păi și dacă sare, ce face? Da, sare. Nu? da? Copii, da? Copii care ies cu părinții în centru să se joace, da? Chiar dacă nu are bodniță, fiind un animal greu, da? Poate să dărâme foarte ușor un copil și să-i spargă, să, da? Să-l dea de dura și să-i spargă capul acelui, acel copil, da? Să-l, da? Să-l vătămeze corporal, da? Deci foarte bine, este contravenție, bravo! Dacă ești într-un local, mai sunt două ore până la închidere și ești sub influența băuturilor alcoolice, ai devenit gălăgios, ești poftit să părăsești localul, care este comportamentul tău care nu cade sub incidența legii. Cum adică care nu cade sub incidența legii? Da? Adică, ce ar trebui să faci tu ca să nu comiți o, o contravenție? Exact, da? Bun, aici ar mai fi fost o variantă, îi dai 20 de lei da? șefului de sală să te mai lase două ore. Adică două da, da, da. Deci, într-adevăr, îți cer scuze și părăsești localul. Evident că îți cer scuze, asta e de la mine, da? dar părăsești localul. Asta e o chestie de bun simț, că în momentul în care ai sărit calul, e bine să îți cer scuze. Asta ca un sfat pe care îl dau tuturor. Da? eu chiar spun pe la uh, cursurile de management și de leadership pe care le țin că leadershipul începe cu te rog și se sfârșește cu mulțumesc, da? Sau cu îmi pare rău respectiv cer scuze dacă uh, ai greșit, da? Sunt chestii fundamentale legate de relaționarea unui uh, între oameni și vă pot scoate din multe uh, probleme sau din multe situații stânjenitoare. Da, asta așa of the Curs cum ar veni. Bun. Da, da, da. În centrul orașului sunt două evenimente. Un joc demonstrativ de basket și o expoziție de operă de artă. În ce situație este permisă desfacerea de băuturi alcoolice? De ce? Pai nu zice că are autorizație. Cred că, că n-a funcționat degeaba gireta aia. Păi poate i-a dus -ă chiar acolo, cu ocazia acelui eveniment sportiv. Păi pentru eveniment sportiv ar trebui să fie o declarație de la primărie cum că au voie să desfășoare meciul și atunci probabil în cerere au scris și de această gireta. Da. Oricum, eu am, nu, am dat-o de gar cu asta pentru că -a, prima dată am zis că la film și după aia am zis la expoziție. Deci asta nu are nicio legătură cu, da, cu subiectul. Ideea era că doar la dispoziție. De ce? Pentru că este un eveniment cu, acces, cu control acces, da? cu acces controlat. Da? Oricum, ar fi trebuit să mai fac această... Da, e ambigu, e un pic ambigu că ar fi trebuit să fac această Precizare că la uh, expoziția de opere de artă se intre cu bilet, să zicem, sau, da, cumva, cu un, uh, cu un acces uh, controlat. În fine, dați înțeles ideea că, în momentul în care vorbim despre un acces controlat, atunci există această excepție. De zilele legale se servește bere la țap. Da? Știind că este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice la adunările publice, acest lucru este. Care e varianta corectă? A. Cine a zis A? Îți plac răspunsurile poetice? Nu okay. uh chiar. -huh. Și atunci, de ce zici că este aul? ul Haideți să vedem. Pe rând. ceul este infracțiune? Dacă din această cauză au fost înregistrate evenimente neplăcute? Evenimente neplăcute foarte, foarte vag. Exact. Ce înseamnă evenimente neplăcute? Pur și simplu un conflict sau poate ajunge până la vătămări corporale și atunci este infracțiune. Exact. Bun. Foarte bine până aici. E o contravenție? Deci, nu este contravenție. Și o să vă spun de ce. Eu am zis aici că știm că este interzisă desfacerea băuturilor alcoolice la adunările publice, da? E corect? E corect. Doar că vorbim de zilele Galațiului, adică de zilele unității administrativ-teritoriale. Exact, și permis. Da? Și este permis. De singurul răspuns corect, chiar dacă este poetic și tembel, este un lucru firesc și așteptat de către toți gălățenii. Da? Pentru că nu este nici contravenție și nici infracțiune. Ați înțeles? Da. da? Deci, vedeți că ă, aceste afirmații de genul bunului simț comun, da? că e interzisă de desfacerea băuturilor alcoolice da? la adunările publice, te poate induce în eroare dacă nu te uiți cumva la detalii dacă vorbim de zilele Galațiului. N-am zis zile administrative teritoriale. Dacă ar fi, făcută, ar fi fost făcută în felul ăsta uh, grila, poate că era mai evidentă. Așa trebuie să gândiți un pic mai mult, în așa fel încât să ajungeți la un răspuns corect. Chiar dacă uh, răspunsul corect era unul neconvențional totuși. Da? Ați înțeles grila asta? Bun, mă bucur. A, oh, doamne, dacă dau cu mașina la ora 1.30, jumate, într-un bloc de locuințe, ce este? Contravenție. Noi voi până la 2. Exact, da, am pus 13.30. <laughs> Bun, bravo. Nu este contravenție dacă? Vă rog microfonul ca să B, O dau cu mașina la ora 6. Da. mai e cineva care zice Beul sau care zice altceva? Nu, no, Beul e bun. Da. Hai să vedem. Este contravenție aul? Da, da, deoarece ce prevede între orele 22 și 8 dimineața. Exact, bun. Dau o petrecere, da deci Trebuie, ca, repet și eu după voi, pentru ca cei care ne privesc ca, uh, să înțeleagă, pentru că nu se aude ce spuneți voi, da? Deci, până la, sau începând de la 22 este interzis să faci zgomote, da? Până la 8 dimineața. Și 11 noaptea intră în acest interval. Dau petrecere de ziua mea cu multă muzică bună până dimineața. Da, avea și Elena Gheorghe un, uh, din ăsta, un... Uh, cântec, da? Până dimineață, ceva de genul ăsta. Deci? Este sau nu este? Cu petrecerea da. contravenție. Da. Da. Este contravenție. Este contravenție că până dimineața înseamnă că trec de 22 seara. Da. de deci... Da? Și în afară de Nunta Mută, apropo, este un film foarte fain, vă recomand să-l vedeți, cred că este și pe Netflix, da? Nunta Mută, căutați-l. Da? Deci dacă nu este o petrecere, nu are cum să fie o petrecere mută, da? nu e nicio petrecere. Eventual doar eu aș fi în stare să dau o petrecere la care să nu chiuie nimeni și să nu se bucure. Bun, revenind. Deci evident că se face gălăgie, se face larmă, acel cuvânt pe care l-ați găsit în uh, lege. Da? Și atunci făcând larmă, mai ales până dimineața, evident că este contravenție. Da? Dau cu mașina la șase seara. Pe păi 6 seara este în afara intervalului 22-8, respectiv 13-14. Ați înțeles de ce e răspunsul corect B? Da. Bun, da. mai departe. Dacă îți dai soția afară din casă, că ai prins-o comițând un adulter, da? Ce faci? Care e răspunsul corect de aici? Contravenție. O contravenție. Nu ești bărbat adevărat? Nu, dacă faci asta? Da? Exact. Vă dă o de lucru după aia. Bun. Evident că e o tâmpenie, Da? Tot ce reușești să faci este să speri copiii. Da? Este adevărat acest lucru sau poate fi adevărat acest lucru, da? Dar de fapt acesta este răspunsul corect, ceul, pentru că este o contravenție care este menționată ca atare în această lege. Cele este Consiliul Local, da? dacă Consiliul Local a hotărât să nu se mai folosească apă potabilă la udat în grădină, în perioada de secetă, așa cum este perioada aceasta, iar tu ne socotești această hotărâre folosind apa potabilă din rețea la udat la mica ta grădină, că e o grădiniță micuță, da? N-ai 5 hectare, ai și tu 100 de metri pătrați acolo. Deci, care e varianta corectă? În respectul... Hai să vedem, aul, consiliul local poate sau nu poate să ia o asemenea decizie? Poate că e zonal. Ok, e bun, e da. E curtea mea fac ce vrea unia. Principiul ăsta stă în picioare. Niciodată. Da, în anumite situații stă în picioare, dar în momentul în care, uh, cum să spun, uh, mă ciognesc de alte prevederi legale, da? nu stă în picioare. Comite o infracțiune de ce? Pentru că se spune acolo da? nerespectarea sau nesupunerea da? la, indicațiile în caz de, la indicațiile administrației publice, a poliției, jandarmilor și așa mai departe, în caz de calamitate. Da? Când vorbesc de secetă, seceta este o calamitate naturală. Este ceea ce trăim în prezent. Deci ă, sunt, trei, avem o stare de calamitate în anumite zone ale țării, nu în toată țara, dar în anumite zone ale țării, din cauza secetei. Da? Și atunci când nu mai. Da, ați înțeles, nu mai intru în discuții că n are rost. Da? Ați înțeles? Mergem mai departe? Bun. Ha, un jandarmi vine la tine acasă cu copilul tău de 15 ani care vagabonda pe străzi și îți explică faptul că îți da o sancțiune contravențională. Care e varianta corectă? Asta e De o... Ești responsabil pentru minorul tău. Da. Păi ce scrie legea? Legi? Ceul, da. Ăsta e varianta corectă, ce, da? Îi spui că nu are dreptul să te sancționeze? Ba da, are dreptul să te sancționeze. De ce? Pentru că legea spune că dacă ai un copil în întreținere, în îngrijire, da? sau ai propriul tău copil, trebuie să iei toate măsurile ca el, și copilul este sub 16 ani, trebuie să iei toate măsurile ca el să nu comită Acțiuni de vagabondaj, da? de prostituție, da? de tulburarea liniștii publice, da? pentru că trebuie să ai grijă de el. Da? Dacă era 16 ani și 3 luni. Nu mai avea dreptate. Nu s-a direct pe copil. Exact, adică spuneai, era. Uh, nu nu s-a acționat de da, și copii. Era Aul, da, corectă. Bun. Ați înțeles acest, această grilă? Da? Deci nu o să găsiți așa ceva în... Da? dar sunt grile care vă sunt utile pentru că vedeți, identificați în viața de zi cu zi elementele uh, unei uh, contravenții. Era să zic chiar și infracțiuni, în fine. Ești asistent medical la un sanatoriu de boli mentale și trimiți după și în afara sanatorului pe un bolnav mental care a comis o târhărie în antecedente. da? Ești pasibil de pedeapsă. Penală, contravențională sau civilă? Sau, mă rog, deul pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, care e? Contravențională. Da. De, de ce e penală? De ce bon, acela mental reprezintă un pericol pentru da. societatea. Dar el nu a făcut nicio, nu a comis nicio faptă în momentul... Exact. Ca să nu mai zic că, da, a făcut aport cum trebuie, corespunzător. Deci, nu este penal. De ce? Pentru că uh, consecințele nu sunt, uh, nu sunt grave. E pur și simplu s-a dus și s-a întors, da? Deci, nu e o, 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 o infracțiune. Dar este o contravenție? Da. De ce este o contravenție? Este acolo un, un, un cuvânt da care făcea diferența. De asta am zis că a comis o tâlhărie în antecedente. Tâlhăria este o infracțiune cu violență, da? Asta înseamnă că poate da și altă dată să uh, mai comită violențe. Legea spune da, care. Uh, e probabil, da, ceva de genul ăsta care e probabil să comită acte de violență, da? Deci atunci este o contravenție. Că dacă omul este liniștit, e sedat, e pe pastire, e, da, și nu există riscul de a produce, da, o, 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 niște acte de violență, atunci nu este contravenție. În cazul nostru, știind că a comis o tâlhării în antecedente, dar știm că poate fi violent, da? Și atunci este într-adevăr contravenție. Da? Asta făcea diferența. Mai departe. Bă, te plimbi și tu ca omul cu iubita pe stradă, da? Și un jandarm, mama lui de jandarm, vrea să o legitimeze, austul la el. Ție-ți se pare nejustificat acest lucru și încerci să previi ca jandarmul să o legitimeze, ca un mascul feroce ce ești. Da? Hai să vedem. Care este varianta corectă? <laughs> e cineva care are o altă părere? Deci, e discutabil că ești cel mai mișto iubit din lume și oricum nu contează, nu ține de... E treaba ta, dar nu are legătură cu legea. Ris să fii dat în judecată de către jandarmerie, jandarmeria nu are de ce să te dea în judecată. Ea trebuie să aplice legea și eventual tu să o dai în judecată pe ea dacă nu ești, nu ești convins de justeția sancțiunii aplicate. Crești în ochii iubitei? Da, poate da, poate nu, asta nu contează, da? Dar îți scade contul pentru că vei fi amendat contravențional. Da? Deci, practic, e comiți o contravenție. De ce? Pentru că împiedici un organ da, de ordine publică să identifice o persoană, să legitimeze o persoană. Și asta este o contravenție. Da, e clar? Da. Hai să vedem. Contravențiile se constată de către cine? Deci, la politest, acolo este polițist, da? PowerPoint-ul vieții. B. Da, nu știe că e B. poli. B. B. B dar de ce e B-ul și nu sunt celelalte două? Lipsește primarul. Lipsește primarul. Aici este prezent primarul, dar. De... De, frontieră. de frontieră, da? Bun. Foarte bine. Agentul constatator aplică sancțiunea contravențională. Da? Când? Da, da, dar de ce? Întotdeauna, nu? Păi nu, dar te poți da și aberturile verbal. Păi e tot sancțiune. Ha. Da? Nu e nevoie să fie amendă, nu? Da, nu e nevoie să fie amendă. Bun. Știți care este scopul acestei grile? să faceți diferența între constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii. Sunt două etape diferite. Da? Două lucruri diferite. Constați, odată constați faptul că este o contravenție și apoi ce faci? o sancționezi. În procesele verbale știți că s-a constatat tra la 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 conform așa, de sa, prima dată se prezintă fapta, da? Deci constatarea contravenției este fapta. Se descrie fapta, pur și simplu. Aplicarea sancțiunii, da? Spre exemplu, la vorbim despre rutieră pentru că acolo lucrurile sunt mai clare și accesibile tuturor. Da? Deci, într-un proces verbal, ce se scrie acolo? Se scrie că mă rog, conducătorul auto cu tare cu tărescu conducând așa din direcția în direcția, da? Asta este constatarea faptei, da? A mers cu 110 la oră. Asta este constatarea faptei. Aici, așa, după care zice, da? A, contravenientul se a, sancționează cu, nu știu, amendă de 300 de lei, da? Plus două puncte amendă. Ei, asta este aplicarea sancțiunii. Ați înțeles? Da. da. Ok, bun. Deci, agentul constatator aplică sancțiunea contravențională atunci când sancțiunea este amenda, este C-ul. Da? Nu întotdeauna, pentru că nu întotdeauna uh, se constată sau se aplică o sancțiune da? contravențională. Și chiar dacă ar trebui să se aplice o sancțiune contravențională, nu întotdeauna de ce. Există o excepție despre care am discutat. Când este cadrul militar, trebuie să la... Exact. Când, când sancțiunea este dată de comandantul unității. Și la comandantul unității trebuie să doar actul de constatare. Nu și sancțiunea, aplicarea sancțiunii. Înțelegi? Bun, perfect. Împotriva procesului verbal de constatarea a contravenției, ce se soldează cu amendă, poate fi contestată în termen de 15 zile, da? Foarte bine. Deci ceul este. Mai departe, ai primit o amendă pentru tulburarea liniștii publice de la un jandarm. Unde o contești? Dacă ar fi să glumim, care ar fi răspunsul de? Dați așa un răspuns creativ, da? A treia variantă de răspuns. La prima. Eu aș fi zis... Tăuă, n-ai și așa are tata bani. Nu mai contest, da? Pierd timpul. În loc să fiu la party, stau la judecătorie să contest. Bun. Deci, la judecătorie, nu la sediul jandarmeriei și nu la tribunal. Atenție! Care e diferența între tribunal și judecătorie? Tribunalul este județean, da? Fiecare județ are tribunal. Judecătoria este la nivel de oraș. Da? Practic, această instanță, judecătoria, este de rang inferior judecătoriei, tribunalului, îmi cer scuze, da? Am văzut aici jud și mi-a luat gura pe dinainte. Da? Și atunci, noi știm că un principiu constituțional spune că trebuie să da, să contestăm sau, mă rog, să reușim să ne găsim în instanță dreptatea, da? dar o începem, nu mergem direct la Curtea Supremă de Justiție. Da? Începem, mă rog, în alta curte de casație și justiție. Da? Mergem întâi la judecătorie, după care la tribunal da? și instanța imediat următoare este Curtea de Apel, care este regională și națională este ICCJ. În alta carte de... În alta... Doamne ferește! În alta curte, nu carte, în alta curte de casație și justiție. Da? Deci acestea sunt, dacă vreți, acesta este lanțul juridic. Da? Deci de asta nu la tribunal, ci trebuie să mergem prima dată la judecătorie. A, dacă, dacă se face apel, da, atunci ajung la tribunal. Ați înțeles? Bun. Mai departe. V-ați plictisit? Nu. Bun. Ca polițist, poți aplica o sancțiune contravențională militarului, nu a militarului? Doamne, ferește. De-aia nu m-am făcut secretară, că nu știu să tactilografiez. Bun. Deci, poți aplica o sancțiune contravențională militarului? Ca polițist? Nu. Păi, de, de ce? Nu este. Ca orice cetățean e mai cu da, da, comandant. Exact, da? Deci răspunsul corect este nu. Bun, foarte bine. Care e varianta corectă din acestea trei? Hai să le citesc și eu, de parcă nu eu le-am scris. Un polițist sau a constată o contravenție unui militar și poate să acorde sancțiunea. Bun, asta e clar că nu, da? B-ul, un polițist sau nu poate constata în mod direct o contravenție unui militar și nu poate să acorde sancțiunea contravențională. Da? E, este uh, incorrectă, da? Era corectă dacă era până aici. Ah, ba nu, nu, că poate constata, exact, da? Deci era o dublă eroare aici. Odată că poate constata, da? Și de fapt nu. Și nu poate să acorde sancțiunea, asta era ok. Da? Un polițist sau jandarm poate constata o contravenție unui militar, dar nu poate să-i acorde sancțiunea contravențională, ceea ce discutasem și mai devreme. De deci este varianta C? Oh, doamne, ce că am ajuns la finalul. Chiar nu mai. Chiar nu? Nu. Nu. Nu, nu mai erau. Probabil.